N-a poftim. Una albă, una neagră. Cam astea jucăriile lui Vasile Șușca. Na. Tot ce am făcut, am făcut cu drag. Și când mi-a plăcut. În momentul în care un lucru nu l-am mai făcut din dragoste și din plăcere, m-am oprit. Am ăști din Alaska. Au venit acum, deci nu vorbesc așa numai de dorulele. Mi-a venit un tip cu un tur operator, fost profesor din Sighet. Și zice, domnul Șușca, zice, uite, am venit cu omul ăsta, zice, din Alaska. Și ăla a venit de mai multe ori la mine. Eu plăcut măștile, ce să vă spun, într-un mod deosebit și zice, printre altele l-am întrebat dacă e din Alaska, că am rece acolo, zic, servi un par de orincă. Și mi-au trimis niște măști, niște poze cu măștile ajunse în Alaska. Zice, domnul Șușca, zice, oricine vine la mine, nu-l interesează altceva, nici ce plasma am eu, nici alte aranjamente, ce numai de masca dumitale să leagă. Nu ia ca asta, am ajuns până la... I-am prins și spatele. O să am mirat lumea că o zice că am făcut-o la Xerox. Nu ia poftim. O coafăm. Așa am și eu mai mult păr pe cap. Modelul, multe lume mă întrebau, dar ce model? Dacă mă uit în oglindă, o perioadă mi-am fost tăiată barba, zice, domnul Șușca, de ce v-ați tăiat barba? Zice, că am rămas în criză de material. Zice, că alungă spiritele. Domnule, ca și credința. Dacă crezi că le alungă, le alungă. Și dacă nu crezi, cu siguranță nu le alungă. Dar dacă crezi că alungă duhurile necurate și reale, sigur că da, că e ca și virusul. Dacă l-ai în tine, nu se mai apropie altfel de el. La noi este un teatru popular cu text rimat. E ca o poezie. S 20 și de personaje. E cunoscută povestea cu magii, cu Iisus, cu păstorii, cu Viflaimul creat aici în Maramureș de un foarte inspirat om, Bilțiu Dăncuș, care a și scris piesa respectivă. Și într-unul din personaje, practic, masca este precreștină, e păgână. Într-unul din personaje, din tablouri, e povestea cu Irod și cu uciderea pruncilor. Și atunci intervine masca. Și personajele astea cu coarne, cum o vedeți în stilul ăsta la care eu i-am montat și o pereche de coarne, care pui coarne, te gândești la ce te gândești. Care nu are coarne, e un moș. Și știți obiceiul cu moșii de vară, moșii de iarnă, moșii, e o sărbătoare a moșilor. Așa. Sunt multe. Acum este un dans al măștilor care cam dispărut, dar teatrul ăsta popular încă persistă la noi în Maramureș. Și materialul nu e niște pânze de astea așa ușoare, e pânură, partea de față obrăzarul fac din pânură. E stofa țesută tot în războiul de țesut, manual, ceaia albă o folosim la cioarici și ai neagră la sumane. Depinde cu ce ochi privită. Unii o privesc ca o operă de artă, alții o privesc ca o mămâie, așa. Dar depinde și de... Sau sarcasmul și aroganța cu care te întreabă câte unul te ademenește să-i ceri pe măsura întrebării. Ce, domne, cât e prăștia asta? Și cu privire așa arogantă și sarcastică, domne, spun, pentru un cunoscător ca dumneata, atât. Și ajunge la o sumă care să mă acoperi și eu cheltuielile și de ce nu munca, că nu se fac, nu-s la Xerox. Până ajunge de pusă pe față, că nu poți să pui orice gunoi. Vedeți că cheile sunt albe și sunt
tratate și spălate și așa. O piele până ajunge de prelucrată durează cam două luni, două luni jumate, în care în fiecare zi de trei ori trebuie întoarsă, care se lucrează manual, îți bagi mâinile până din deasupra coatelor în dubelele acelea, în substanțele de preparare, de prelucrare, așa, în fiecare zi, două luni de zile. E, numai, fără să le întorci și în mirosurile care ies. Că vedeți, acum nu mai are niciun miros, îi plăcută, se poate purta, se poate pune așeza într-o încăpere rustică sau de ce nu, la un foișor sau undeva, unde omul vrea să aibă un colț mai de ochiat. Astăzi totul se ia în pripă, în pardon. Eu n-am făcut pardon din viață. Eu am pus mâna, cu toate că nu a fost nimic simplu, eu am lucrat de la 12-13 ani. Tata m-a pus să fac, a lucrat croitorie și el fiertat. Și am lucrat, am avut moară aici, am cu două perechi de pietre, cu vâltori, cu așa, a fost muncă. Sper să nu se piardă tradițiile, pentru că este identitatea noastră. Este ce se face la țară, vedeți, înainte, până nu apărea cutiuțele astea, cu siguranță știți la ce mă refer. Dom'le, fetele, nevestile, era găzdoi în casă, domnule, punea mâna, femeia era capul și gâtul căse, făcea de mâncare, îmbrăca bărbatul, avea teară, pe lângă teară avea legănuțul și legâna pruncul și... Era lucruri adevărate. Pereții toți era plin cu ștergare, cu așa, masa. Totul era, avea viață. Domnule, nu, e o creație personală. Cineva, că domnul Șușca, că domnule, nu poți să o registrezi, nu știu unde. Ce să registrezi, domnule, că nu poți să oprești pe nimeni să nu-și facă. Mai ales, facă, domnule, oricine. Că toată lumea asociază, poate că masca mea cu ăla cu coarne. Eu nici nu-l mai pomenesc. N-are nicio legătură, domnule. Eu pun suflet și ceea ce fac eu este tradiție. Și dacă nici asta nu e autentică, că eu o fac cu... Și îi pun numai materiale naturale și numai... Toate eu creații. Eu ce am creat, am creat pentru mine și pentru o seamă de oameni care au în colecția lor, care... Și eu am rămas uimit. Zic, domnule, cum să aduni atâta așa? Nu, ia că eu nu rămân cum aș vă spun. Pentru că și e o bucurie. Le-am peste tot.